Salutare, dragi tovarăși, și bine ați dat click la un nou videoclip. După cum am spus și pe livestream astăzi, în caz că nu știți, am un canal secundar pe care mai fac uneori live-uri până îmi expiră strike-ul de pe acesta, aveți link-ul și în descriere la canal și la canale sugerate, nu știu dacă este și descriere la videoclip, dar la descriere la canal sigur e. În fine, v-am spus că o să încerc să joc Assassin's Creed Origins, așa că asta voi și face. Îi dăm frumos pe New Game. O să dăm pe normal ca să nu ne ofticăm. Hold, am înțeles. Așa. Ca să nu fie prea greu direct de la început. Eu am mai jucat doar de mult, acum vreo 2 ani, primul Assassin's Creed. Nu m-a impresionat, dar cum ați văzut zilele trecute, am jucat For Honor și am zis, mă, seamănă un pic felul în care fuge ăsta cu unul din Assassin's Creed, așa că am zis, hai să-mi iau și Origins-ul, că e mișto. De câte am auzit, numai lucruri bune, să vedem ce-o fi. Momentan văd că ne tot învârte, cred că iarăși avem treaba aia cu memoriile, cu Oculus Rift ăla, știți voi. Cum a început seria Assassin's Creed. Ia, Ubisoft Presents, Saving, ok. Deci anul 49 după era noastră. Deci suntem în anul 49, încă n-au atacat romanii Dacia. Nu s-a aliat Dacia cu Renault. În fine, sunt deoparte gluma asta. După cum vedeți, suntem aici în Egiptul Antic. Nu Egiptul care este acum. Acum sunt numai arabi în Egipt. Dar egiptenii antici erau ăia cu faraonii, cu astea. După au venit arabii, au cucerit, s-a dus dracu familie vechi. Gen cum au fost cu băștinașii din America. Cum de s-au corcit și dacii cu romanii și au ieșit românii. Cum de s-au dus și maiașii, așa și această civilizație veche. Hai să vedem ce-o fi. Joc așa cu temă egipteană, ce am mai jucat eu? Parcă Serious Sam 1 tot așa era tematică de asta de deșert. Și când te gândești la deșert, te gândești zona asta, Egipt sau Arabia. Acum în Egipt arabi, înțelegeți voi. Se pare că aici este una bucată faraon. Ia Ptolemeu, tradus în română. În fine, îl avem aici pe nenea faraon. Și să înțeleg că ăsta o fi asasinul care jucăm noi, jucăm cu negrotei. Bă, ăla seamănă cu CJ, bă. M-a ucidus de palmea dat. Și l-a omorât pe CJ. Ok, un an mai târziu în piramida Bend. Tot știam că erau Cheops, Khefren și Michelinos. Sau poate asta e o piramidă mai mică, nu alea 3. Și am uitat să pun subtitrările. Stați o secundă. Subtitrări. Display. Aici o fi oare show subtit. Nu vreau limită de FPS-uri. Show sub. Unde? Language. On. Gata. Apply. Acum ar trebui să avem subtitrări. Vezi asta? I can read my own name, Nat! Ce dracu! Te vom găsi! Te vom găsi în visele tale! Mamă, cum a aruncat cuțitul ăla! Sleep. I never sleep. I just wait. Deci să înțeleg că este același negrotei de mai devreme? Mamă, îi pune masca aia cu cuțitul. Oh! Vreau să aplaudați. Mi-a plăcut chestia asta cum i-a pus masca aia cu cuțitul pe față. Dacă e același caracter, ăsta pletosul, este CJ de care ziceam mai devreme, atunci îmi place. Chiar mă pot regăsi un pic în acest asasin pentru că tot așa m-am ras în cap la începutul anului și mi-l las lung. Și văd că și ăsta e și cu părul lung și bărbos. Gata, jocul meu ăsta m-a regăsit. Hai să vedem cum ne putem bate. Deci, părotiță, alegem ținta. Pe shift așa. Atacăm, blocăm. Din nou așa. Hai să vedem. Ia de aici, ia. Mamă, ce mișto e sistem de fighting. Parcă e mai mișto ca la primul Assassin's Creed. Mă rog, e... Ok, am blocat. Și ia de aici. 32. Mamă, cât trebuie să dau un ăsta. Auci. M-a pălit. Hai să mă dau mai.
Stai, ce e asta? Se cutremură pământul. Gata, cu tremurul din 77. Poaca, am căzut și ne-au rupt gâtul. Hai să dăm skip. Ridică-te, CJ. Deci așa țin scutul pe shift, am înțeles. Eu zici, mă, ce l-am prins aici pe ăsta. Shift plus F, shift plus F. Bă, da, cât animalul e ăsta. Mă, înțeleg. Ia, ce, charge? O, m-a atacat. Dodge, am înțeles. Ia de aici. Și înainte, hop. Mă, ce mișto sistemul de fighting aici. Deci n-am ajutat. Opa. A, n-am vrut să blochez. Shift, shift, shift. Am blocat, bun. Și e de aici, dodge. Ok, cuțit în spate. E mai ușor, ce-i drept. Auci. Mă pregăteam să zic că e mai ușor sistemul de fighting aici pe ăsta. Dar cred că pe Forerunner e mai ușor. Mamă, ce l-am tăiat pe ăsta, iar tăiat cuțitul. Bagă-și. Mă, deci așa mari erau egipteni ăștia. Înțeleg că ăștia sunt africani. Adică, ia ce ne-a dat? Equip it, Y, ce avem? Așa, shield. Și ce ne-a dat? Gear, și ce? Ok, asta așa. Mai trebuie niște chestii, ok. A, și aici trebuie să adun chestii, ok. Și targets. Așa, snake, pac, 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 pac. Dar la gear, ce vreau asta să fac? Ah, store, am înțeles. Ok, add-ons. Installed, installed, ok. Online service error, bla, 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 bla. Și owned. Armele ce le pot folosi. Măcar e mai mișto. Asta-i ce asta? A, mut herti. Ma, deci o dăm un pic așa pe chestii gite. Care sabie mai mișto? Zice totuși. A, calitate, ok. Sau astea-s ca să le cumpăr. Classic has been completed. O să le cumpăr pe toate? Sau să mi le upgradez? Stai că nu înțeleg. În fine. Sau ia mai stai o dată. Gear, așa. Ce mai vreau asta să fac acum, că nu înțeleg. Aha, și să-mi adaug alte arme. Dar nu avea level pentru ele. Ia-mă de toporul ăsta, așa. Ok, una bucată topor. Asta nu pot, asta nu pot. În loc de scutul ăsta-i să-mi pun. Ăsta nu pot să-l folosesc, de-abia level 3. Calitate 14, calitate... ce prost e scutul ăsta. Calitate 15, dă-l încoace pe ăsta. Așa. Ăsta. N-avem treabă. Outfit. Am altul? Deci ăsta e basic. Cred că eu le-am paste deblocate pentru că am joc cu piratacii de-aia. Ia. Cu un tigru de-asta pe față. Ceva șoim. Hai așa. Cămilă. Tot cămilă. Asta e cal. Hai tot cu o cămilă. Săgeți n-am treabă, deci nu mai pot să-mi craftez nimic. Ok, hai că ajunge. Avem topor, avem și scut mai șmecher. Asta e un cadavru? A, probabil că era în cinematicul ăla și nu l-am văzut. Ok, nu știu, probabil că asta mi-e utilă când e... Să ascund cadavrele când e să fac ceva sneaky. Ia V. A, cred că pe acolo pot să mă duc. Dai să sparg astea, poate găsești. Uite ceva acolo, hai că văd. Stai. A, nu trebuie să dau toporul, n-ai doar să împing. Așa sunt scarabei de aia, gândași de egipteni. Ok, bagă-te. Bă, vezi, boule, vezi că-ți prins piciorul, așa. Văd că-mi laghează puțin, aș putea să... Ia, 1. Pentru o torță, ok. Hai să ne ce e pe aici, în ruinele astea. Mamă, dar ce mișto e în Egipt. Alt?
Ok, nu... Nu-i ajungea pe space? Ok, ținem pe alt. Acum să speră că eu nu o să apăs pe butonul ăla să intru în bara aia de la Windows. Tot așa? Deci alt ca să ne căsărăm și... Space-ul pentru charge. Pentru Doge, în fine. Uite o cutie, hai să vedem ce e cutia asta. Loot. 5 bănuți. Gata, putem să jucăm la păcănele. Hai să vedem. Stai. Oare a trebuit să mă sui pe asta? Cred că da. Hai, facem puțin... Cum era melodia de noapte târziu? Se că... Astea sunt FPS-urile, interesant. 35, 40, 61, cam tot variază. Așa, lasă-mă pace. Cum era o chestie, ci că... Că sare... Se urcă în copac, zici că mai muță, parcă era un vers la noaptea târziu, așa. Bă, rămas să uitem. Ce s-a stea? Vase sparte, încă 3 bănuți. Hai, du-te, nu știu cum îl cheamă pe ăsta, dă din nou torța. Hai să vedem. Climb down, C. Am zis C. Ok, și sărim. Mamă, astea ce sunt? Vase? Îți dai seama, te uiți cu un vas de ăsta la... Ok, climb up. Urcă. Hop. Așa, am ars pânzel de pe engine. Stai, loot. Ok, cine? Sabie, ceva piele. Stai, mai e ceva pe aici. Am luat tot. Hai, atot, nu ierta nimic. Și bronz și bănuți de ăștia. Ia-i ceva și în vaza asta, da? Du-te înapoi jos. Hai că până acum par destul de interesant jocul ăsta. Hai, climb down. Trebuie să țin apăsat. Sau sar direct, până la urmă. Ok, hai că îmi place chestia de dai foc la... De ce merge singur? Nu înțeleg. Mai lutez? Hai că nu mai stau să lutez. Mă duc înainte. Deci pe aici sunt dărâmături sau pe aici am venit? Mă, eu cred că pe aici am venit. Uite ceva aici. Ok, alt material pe acolo. Hai să mă urc în partea aia, că văd că e ziua, da? Stai mă, că am fost acolo. Uite, alt drum prin partea asta. Deci e aici. Să lutăm. Hai, dă și asta. Ceva prin partea asta mai arată. Aici. Hai să mă întorc aici. Dar de unde am căzut, că nu știu. Nu mai știu de pe unde am căzut. Uite pe aici prin față cred că am venit. Și o trebuie să mă sui pe acolo, probabil. Stai. Alt. Așa. Oare noi putea să sar acolo? No. Știu și pe unde să mă duc. Că nu știu. Dar pe chestia nu m-am suit eu. Cred că acolo trebuie. Hai să mă mai duc o dată. Pe bucata asta de, pe coloana asta ce a căzut. Deja am făcut aproape un sfert de ori de când filmez. Da, cred că dacă era să am jocul cumpărat, probabil nu aveam toate armele astea deblocate. Da, e. Așa se întâmplă când te joci piratat. Când mi-am descărcat atunci Far Cry 3 și Far Cry 5 și toate Far Cry-urile, n-aveam deblocate toate armele și alea, nu? A trebuit să le fac. E, măcar aici mi le-a dat, deci cum era? V. Așa. V, you use. Ok. De pe aici alte artefacte. De lutat. Mă rog, cutiuțe așa și... Vase. Climb. Alt. Urcă-te prin găurica aia. Hai să încerc să nu mai cad. Eu nu pe aici am venit. Deci, lutez și astea. Așa. Și acum, din nou V. Și am venit aici. Din nou. Ia mă, nu mai fi ceva de care o trebuie să împing pe aici?
Mă, îmi scapă ceva. E, chestia asta e parkour. N-a fost niciodată printre... Poți să mă sui pe ăsta? Nu cred. Nu, a trebuit să mă sui cumva. Păi și de aici ce trebuie să fac? Că nu înțeleg. Hai să mă urc înapoi. Poate trebuie să mă întorc și... O fi o prea chior uneori. Stai că... Așa. Și ce-mi scapă? Hai să văd. Ceva pe sus, pe unde să vin, nu cred. Dau foc la astea, mișto. Ia și mai am din astea de arprins. Ceva îmi scapă, dar nu știu ce. Bine, probabil că mulți ați văzut jocul încă de anul trecut, de când a apărut, l-ați fi văzut la alții și acum râdeți de mine. Dar aia, eu nu prea le-am cu asta simți credurile. E prăbușit ăsta aici, hai să mă uit și pe partea asta, poate o fi ceva. Că nici nu e să-mi arate, ia, dar mă, de la mapă n-am. Aia, mi-arată că sunt în pământ eu, ia, gear. Ce mai pot să-mi iau? A, nu mi-am luat, nu mi-am pus arc. Punem de aici. Calitate 15, gata. Săgeți avem. Ok, văd că începe să-mi la... Hei, o fi ceva aici? Partea asta așa chiar nu-i nimic, dar uite mă că pot să mă urc pe aici, n-am văzut. Și acum? Cred că doar atât. Sau stai, trebuie să sar peste groapă. Să țin minte că pe alt trebuie să sar și nu pe space. Sau să mă urc în partea, nici nu știu pe unde, hai să mă duc pe aici să văd ce e. Mactahău. Hai să mai prind ăsta să am lumină. Așa. Mă, mir că nu se stinge torța asta. O fi de la Duracell de ține așa de mult. Asta e, mă, lanternă de-aia, mă, preistorică. Nu chiar preistorică. Ok, și acum climb down. O grămadă de vase pe aici. Și iarăși ajung aici. De unde am început? Hmm? Exact ce ziceam. Ok, deci... Mă pune într-una să lutez pe aici, probabil, sau ca să mă învăț cu tot parcurul, cine știe. Cu parfundul. Stai, alt, așa. Trebuie să-i umblu neapărat la controle, că astea mă cam sâcâie ce-i drept. Hai că a fost nicio chestia aia. E de la Duracell, torța asta e ține atât. Lanternă, așa, old school. Gata, mă. Aici trebuie să vin. Hai să țin. Ha, up there. Light. Da, m-am găsit lumină. Și acum? Climb up. Ok. Și mă sui pe... Bă, nu-i pune mâna pe sfârc, nesimțitule. Mai... Ăștia mai sunt și bărbați. Și hop. Ați văzut, mă, i-a pus mâna pe sfârc. Ok. Și încă una. Aoleu, ce-mi laghează. Trebuie să-i mai fac ceva la setter, că văd că nu-i ori dă să-mi lagheze. Bun, i-am mai umblat un pic la grafici. Hai să ne se mișcă mai bine. Nu prea. Sau, hai că cât de cât e mai bine. Diferență mare nu prea este. Bine, mamă, no, e mai bună, mi se mișcă mai bine acum. Am umblat un pic la grafici, că pe filmare, na, mai laghează un pic, hai să ne batem. Ia, stai că-mi laghează iarăși și vine un coci, pu! Așa, blocăm. Ia de aici cu toporul. Ține-n garda cu shift și... Mo, ce i-am dat aici să-i sară.
Loot? Ok, loc să pri... Așa. Puac. Și puac. Și puac. Păstrez mișcarea aia pentru mai încolo. Ok. Pe ăsta trebuie să-l bat? Ok. Shift plus F. Stai. L-am dealit deja. Ce fericit ăsta. Hai că mai fac câteva chestii pe ei și închei episodul că deja am vreo 20 de minute aproape. I see you have made new friends. They were setting up an ambush. It's a good thing I came to welcome you, huh? It's been months. Mă, ăsta pletosul care jucăm noi parcă are un pic voce așa, bai, accentul mai de rus. Și ăsta zici că-i de la... Hai să nu fiu rasist. Vând, zic doar atât. Îi se potrivește accentul cum îl are tipul ăsta mai închis un pic la culoare cu... Știți voi ce? O să încerc să nu fiu rasist. Să n-am certuri prin comentarii. Ok. Q to call mount. Uite în Camila. Hai cu Camila totuși. Hai să mergem Camila. Camila mi de el. Moci mișto se vede. But the soldiers have set up a garrison and they rule over all. A garrison in Siwa? Ptolemy wants the entire region kept under heel. I do my best to keep the villagers out of trouble. I could use your help. Ia și pot să atac de pe asta? Hai că pot să atac. Uite aici un... ceva, o oază, că văd că sunt palmieri pe aici, deci posibil să fie un izvor pe sub pământ. Ce mișto aici, în deșert. Măcar aici nu răcești niciodată. Poți să stai ud, să te tragă curentul cât o fi, la cât de cald e, n-ai treabă. Sau cine știe. Deci să înțeleg că aici a fost atacat. Eu acum la cronometru să nu iasă prea mult. Oleu, am ceva de mers. Ce se mă... E și un fum albastru în ăsta. Welcome home, Bayek. Bayek ne cheamă. New location discovered, Siwa. Sau Siva. Saiva. Nu știu cum să... Ok, hai coboară cu Camila, eu pot să sar cu ea? Nu cred. Și aici este satul nostru presupun. Nimă găinile, că am zis, calcă găina! Nu se întâmplă nici dacă calc pe găină. Deci merg pe găina asta, nu se sperie. Ok. Da, ne rămân urmele nisip. Oho, rămân urmele de la picioare. Ia ăștia car pe aici fructe. Mă, parcă aș fi în jocuri de-astea. Aici genoi Jeff on Pyre sau Motion Lovie pe ăla. Parcă aș fi, nu știu, Stronghold Crusader, că pe acolo mai e zona de genul ăsta așa. Dacă știi jocul de strategie. Dă-te mă la o parte, fraiere. O, te vaci cu teama, ai coarnele acolo. Și să mă țin după fraierul ăsta, să înțeleg. Mă țin după el, fac lipsă de jumătate de oră până la urmă. Mă, Camila arată mișto, ce-i drept. Camila mi de ea. Nu mă opresc să zic chestia asta, știu. Mă, dar ia mă, pă, mă, cam cum se vede mapa. Oho, și cât de mari toți, nu tool ăsta. Deci asta e... Ok, deci... Mă, ce mare... Ai de capul meu. Să înțeleg că aici este spre Europa, nu? Dacă e în Egipt. Great Green Sea, probabil că aici o fi Delta Nil de zi. Alexandria, unde era biblioteca aia. Giza, mai știu câteva lucruri pe aici. Deșertul negru, Great Sand Sea, deșertul alb. Deșertul deșertificat, cum s-o traduce ăla? Ma, deci jocul ăsta clar e mare, adică o să aibă multe episoade dacă stau să-l termin.
Cum a zis, mă, din orică îl cheamă pe ăsta, că am și uitat ceva, Bica, Baica, ceva genul, deja am și uitat. A de atenție la unele detalii, se pare, ce asta, mă? Ok, hai jos de pe mount. Și l-am polit pe ăsta al meu. Ok, un Assassin's Creed foarte diferit față de alea cu care ne-am obișnuit cu primele Assassin's Creed-uri. E cam urât din partea mea că, uite, și tu mă arată cu sabia aia și așa, în loc să mă arate cu toporul cu care eram. Puncte minus pentru aspectul ăsta. Nu m-a arătat cu toporul, dar ineori m-a arătat cu sabia de la început. Bine, e jocul piratat, deci... Hai să vedem ce se mai întâmplă. Slumbering Osiris. I thought you would never wake up. Ah, Rabia patched me up and I just... I let you sleep. You need to... Best spot to hit is right in there. Ok, ne învață să tragem. Aim. Ok. Să tragem cu arcul. One of the dummies is sturdier than the other. Să încerc pe ăsta așa mai mult. Și... Ok, dus, deci țin mai mult și e distrus. Stai, mă, hai să-i mai dau o dată la cap. Pac! Ok, ne învață să dăm cu arcul. Tomb Raider mai trebuie să mai încerc. Oh. Vin soldații aici, hai să ne batem. Mama, e chiar... Deci dă foc ăstuia la casă. Așa, to enter or exit crouch, pe C. Să ții minte C-ul așa. Și când vine dau pe click sau ce? Aha, F takedown. Și... out. Hai să mă bag în boschetul ăla. Hai să-mi iau săgeți. Mi-am luat săgeți. Să dau și ăstuia takedown. Și takedown. Un coach e terminat. Hai să văd de nou aici. Ok, trebuie să-i ascunde și cadavrele, se pare. Hai să vedem, ăștia sunt sus aici. Hai sus aici. Hai da, sar pe el. Așa, clasic, Assassin's Creed, dă-l cu ceafa de beton. Sau mă rog, de piatră ce-o fi. Ups. Dacă vine ăsta. Urci mă pe scară? L-am prins, l-am prins. Loot. Hai să dau un V. Și ne mai e aici. Eyes open. Steady on. L-am polit pe al meu, sunt deștept. Au, te știu, ne suim pe scară, coborând de pe scară. Hai că am luat ăsta. Ăștia încă mă caută. Hai mă, veniți mă, soldați afurisiți după mine. Și pe unde mai e? 27 de metri în partea aia, hai da. Stai mă, alt. Mă enervează cu... loot aici sau... A, ba, nu e de lootat. Ok, deja jumătate de oră de episod. Out.
Și mai e vreunul în partea aia. Că te băga, mă, fraiere. E în casă? E în casă. Cu spatele, cred. Și te... A, ba nu. Era albeu ăsta. I told you these naked idiots do not care. I cannot believe their goal. It is sad. Come upstairs. I will show you. Mișto cum de în orice zonă a lumii te afla, indiferent că e joc sau film, toți vorbesc aceeași limba engleză. Mi-a plăcut la Far Cry Primal când ăștia au făcut i-au făcut pe aia să vorbească în limba aia veche și s-au inventat ce era și aveam subtitrări. În fine, ajungem, că este clipul prea lung. Vreau să văd dacă vă place și vouă jocul. Dacă mai vreți episoade din Assassin's Creed, să lăsați un comentariu. Eu vă aștept părerile, cum vi se pare jocul și ce joc așa mai dă ăsta, așa mai popular în ultimul timp să joc și eu, dacă tot merge.